vă repet, este mult mai economic să închiriam de la societate un autobuz care face aceste traseuri de astăzi și plătim 4 lei pe kilometru sau chiar mai puțin. Fără ticketing și fără valabilitate orară și fără zone tarifare și atunci mergem exact cum propune domnul Albani, avem un coteț, un șofer cu salariu minim pe economie. Vorbim de municipiu Alba Iulia. Da, și ce zone tarifare aveți pentru municipiu Alba Iulia? Din sumele care municipiul Alba Iulia. Spuneți, vă rog, ce zone tarifare aveți pentru municipiul Alba Iulia. Pe domnul nu interesează ce se întâmplă la Între Galde sau la Galda. Eu vă spun pentru municipiul Alba Iulia, ce zone tarifare aveți. Problemele municipiului Alba Iulia nu se oprind niciodată la granița municipiului. Noi plătim, contribuabil din Alba Iulia, plătesc, nu altcineva. Eu vă spun de cine avem noi obligați să se... N-ați înțeles nimic. Dumneavoastră chiar ați înțeles mai mult. Știți, dumneavoastră, să rezi banii tocmai de asta, chiar ați înțeles foarte mult. Nu suntem aici, care trebuie să ne respectăm de banii pe care îi scoate contribuiabilul. Și miercuri la ședință, unde cu bună credință, v-am adus la conștiință că în toate consiliile anterioare, întotdeauna toate proiectele s-au trecut cu majoritate de vote. Inclusiv colegii dumneavoastră din alte generații. Dar consilierii habar nu înțeleg nimic. În această idee, sunt la dispoziție absolut orice informație de astăzi. Inclusiv miercuri a trecută, inclusiv cei care vin la sede societății, inclusiv documente. Ne-am angajat că, indiferent cine cere documente, vi le pun la dispoziție. Din această dorință de a colabora, de a construi ceva pentru transportul public local și a-l păstra la nivelul care este, ajunge la aceste chestii care nu au nicio legătură cu transportul. Da. Mi-a propus o întrebare. Acestea, nu cred că v-ar deranja să ne răspundeți dacă se pot reduce costurile care sunt în momentul de față. Practic, părerea mea că asta este important pentru cetățenii. Dar de ce nu s-au redus până acum? Dacă acum se pot reduce costurile, o întrebare pertinentă. De ce până acum nu s-au redus costurile? Nu facem de capul nostru. Noi avem un program de transport pe care suntem obligați să-l efectuăm. Dar acest program de transport este competența dumneavoastră. Noi nu putem unilateral să modificăm acest contract. Dumneavoastră de decide ce să facem. Noi nu avem control deloc asupra dumneavoastră. Am o întrebare scurtă. Scuze-mă, dacă sunteți așa de sigur că dumneavoastră lucrați foarte corect, puteți dumneavoastră sesiza la DNA de a verifica caietul de sarcini? Dar cum să, dar l-a sesizat și pe dumneavoastră. Vă rog frumos, pentru că eu nu am sesizat pe nimeni. Vă rog dumneavoastră, dacă sunteți așa de sigur că caietul... Dar cum puteți spune povestile astea? Vă rog frumos, nu veniți cu povestile, Iuria. Eu astăzi n-am fost la DNA, n-am vorbit cu nimeni de la DNA, dar dumneavoastră, dacă vă considerați așa de corect, vă rog frumos, faceți dumneavoastră direct sesizare la DNA, să verifice caietul de sarcini. Eu v-am întrebat, puteți face treaba asta? Este la DNA dosarul 66. Nu. Vorbesc de caietul de sarcini pentru acest transport public. Cel care a fost, care dumneavoastră l-ați castigat în aprilie. Și care dumneavoastră l-ați aprobat? Eu nu l-am aprobat cu siguranță. Dar, repet, dacă sunteți așa de sigur, vă rog frumos, puneți în atenția DNA, aceasta că e de sarcini. Este la DNA în dosarul, astăzi la noi, în volumul 66 din dosarul 213 de la bani. Dumneavoastră l-a dus acolo. Okay, eu nu l-am dus. Nu mai spuneți povestile, Iurea, vă rog frumos, domnul Stelian. Eu nu sunt aici să vă spun nu știu ce povesti pe care le inventez așa la moment. Dumneavoastră, cum ați inventat-o mai așa la moment? V-a venit? Eu n-am fost la DNA și nu cred că nimeni astăzi... Vă pot spune cu cine am fost, nu mai spune cum este. Aș vrea să vă fac o precizare și iertați-mă că vă întrerup. Nu procedați bine cum faceți. Legea spune că să vorbiți prin intermediul președintelui de ședință. Corect. Asta e ceartă în toată regula și... Discuție de cofăriță în piața din ce. Eu aș sugera ca DNA-ul să lăsați deoparte de toată chestia respectivă, că nu și-are loc. Că și eu sunt acolo trimis și vreau să vă spun că mă consider nevinovat. De-aia îmi displace acuza asta cu DNA-ul. Vorbim de funie în cazul